Astăzi afli unde economisești mulți bani mâncând bine cu doar 15 lei. Ce-mi puteți recomanda bun de maxim 15 lei? Pican de pican? Pican, dacă se poate. Vreau să-i piare sau crispy. Și dacă aș vrea ceva cu burger mai consistent? Avem campania nouă cu pui pican. O să vreau atunci, te rog, pui burgerul, care cred că e 9 lei. Da. Și încă ceva pe lângă, poate încă un burger? Un burger pican? Sună foarte bine. Și la KFC am primit 2 burgeri, dintre care unul e nou-nouț. Asta e chiar surprinzător. Primul burgeraș, promițător. Și al doilea burgeraș. Asta e interesant. Începem cu cel mic și după aia cu cel nou. Să fiu sinceră cu tine, n-am mai mâncat niciodată un booster. Are urme de sos, ceea ce înseamnă că are mult sos. Ne place un burger juicy. Oh my god, chiar încape așa bine într-o pălmuță și într-o pălmuță de-asta mică de-a mea. În banii ăștia primești o chiflă clasică, iar dedesubt, e super bine lipit cu sos, o bucată foarte cinstită de castravete murat, o bucată de pui și sos. Oh, și ketchup la bază. Puiul de la KFC e mereu super fragil. În rest e un burger simplu. Hai să-l vedem pe cel ultra nou. Din prima miroase super bine. Are ceva, un sos pe care ăsta nu-l are, cel mai ieftin. Oh, asta o să-ți placă. Mamă, cât de bine arată ăsta față de celălalt. Diferența dintre ele e doar 3 lei. Și uite ce primești în plus. Avem aceeași chiflă, dar sos de maioneză, ardei jalapeno iute, care nu e un ingredient ieftin, ceapă roșie, nu de-aia galbenă, salată și mai mult sos, o felie de brânză și mai avem, stai așa, o altă felie de brânză. Oh, îți faci de cap. Murături și extra ceapă. Rupișor. Doamne, cei 3 lei fac o diferență uriașă la ingrediente. E un burger mult, mult mai aromat decât cel la 6 lei. Merită cei 3 lei, clar. Notă și cantitate. O să le dau nota 9 și ambii burgeri au cântărit 280 de grame. Ceea ce îl face pe KFC momentan să fie locul întâi. Fiind primul. Andrada, cine crezi că va câștiga dintre KFC, Lidl, McDonald's, Profi, Carrefour și ceilalți competitori de astăzi? E o întrebare foarte grea. Toți competitorii sunt destul de puternici, dar eu mi-aș pune ouțele ori la Lidl, ori la KFC. Am zis. Să vedem dacă tu câștigi sau cel care comentează cu pariul lui în acest video. Comentează unde spui tu ouțele. Nu. Nu. Comentează cu pariul tău. Prea târziu. Data trecută când am făcut tipul ăsta de video, am găsit o mâncare genială la Kaufland, așa că am așteptări până la cer. Am încropit o masă completă, sandwich plus desert. Dar nu orice sandwich. Un sandwich cu iz italiano, dacă îmi permiți. Focaccia cu prosciutto caprese, fancy. E unul dintre sandwich-urile care are cele mai curate ingrediente pe care le-am găsit noi. Iar lângă, prăjiturică. Hai să fim rebeli, să începem cu desertul. Prăjiturică cu glazură de ciocolată și umplutură de lapte. Îmi place că nu e foarte dulce și crema de lapte are o textură super mișto. Cred că dacă mi-ai fi dat să ghicesc între asta și Kinder, nu știu dacă m-aș fi prins care-i care. Doamne, cât de bine arată pâinica asta. Avem urme de la cuptor și e super pufoasă. Hai să vedem ce are în interior. Sos care e pesto roșu, cașcaval și proteina noastră prosciutto cotto. Iar pâinea are 7% ulei de măsline. Sub carne mai avem încă un rând de sos. Hashtag pe bogăție cu sosul acum. Pentru un sandwich din supermarket, pâinea asta e super bună, are destul de multă carne sandwich-ul și, per total, e super sățios. Nota 8,5 și masa a avut 230 de grame. Momentan locul 2. Crezi că Subway, Carrefour sau Profi va bate Kaufland? Chiar nu știu. O să vedem. Știu ce gândești. De ce nu-ți arăt ceva ce poți găti acasă de 15 lei porția? Până la finalul videoului să știi că-ți arăt asta, așa că hai cu mine să luăm ingredientele. Nu par hotărâtă. Cer să găsești cea mai bună combinație. Până ajung la bucătărie să gătesc, stai să vezi cine răstoarnă clasamentul. Văd niște chestii noi, cel puțin nu le vedeam înainte. Arată bine pizza asta. Chiar arată foarte bine azi. O să vreau, te rog, un Luca pican și o felie de pizza la familia. Hai să le cântărim. Cum arată pizza asta? Pizza pe cântar. Ca al doilea produs e o specialitate de-a lor. Pup! Oh my god! Oh my god! E cel mai greu de până acum. Ce a fost fix 15 lei? Nu, 6 lei 50 și cu 5 lei 50. Oh my god, a fost 12 lei. Începem specialitatea Luca picant. Cu mac pe deasupra. Mi-ar plăcea să-l tăiem ca să-l vezi în interior. Ce zici? Da, și putem să-l tăiem pentru că avem cuțitul tatei din mașină. Ăsta e cuțitul meu pentru gustări. Tata la Andradei, vedeți, folosește
Ceva nu taie direct pe mașină. Adevărat. Ok, o să-l închid pentru siguranța noastră. Și acum așa arată. Mi se pare că are destul de multă umplutură. Avem varză roșie și un cârnat pican. Sună foarte bine și românesc. Wow! Au folosit un cârnat foarte bun și bine condimentat și din prima mușcătură deja am dat de o boabă de muștar în el. Chiar e super bun și împreună cu varza un pic acrișoară. Iar acum pizza. Față de ultima dată când am luat pizza de la Luca, mi se pare că blatul arată super bine astăzi, cu multe bule de aer în interior. Ceea ce înseamnă că e bine dospit. Te vor durea mai puțin burticile. Yay! Avem sos de roșii, cârnați, șuncă, cașcaval / mozzarella și ardei roșu. Pentru o felie de pizza care costă doar 6,50 lei, are extrem de multă brânză și multă carne și e foarte gustoasă. Dar de blat nici nu mai vorbesc, e bun. Nota 8,8 și au cântărit 354 de grame. Pentru 12 lei? Dacă mai aveau ceva de 2-3 lei, rupeau clasamentul. Oricum l-au rupt pentru că sunt locul întâi. Crezi că Profi, McDonald's sau Subway pot să bată asta? E un gramaj destul de mare. Urmează un competitor care încearcă să lupte cu greii greilor. Cartofii arată genial. Doamne, este așa mare și miros super bine. Avem un dublu hamburger la 14 lei, un hamburger la 7 lei și un cheeseburger la 8,90. Au și combo-uri. Ei zic că vor să-i bată pe toți greii din fast food. Dar oare o să poată bate în competiția noastră de 15 lei? O să vedem. Ca prima impresie, ne-a fost foarte greu să găsim un combo de fix 15 lei. Vreau doar un burger la 14 lei sau meniul acesta care o să-l vezi, unde primești ceva mai mult, la 11 lei plus un leu pungă. Da, ei au fost singurii care ne-au taxat pe pungă. Oh, ambalajul e super drăguț. Cartofii pe cântar. Un gramaj cinstit. Și acum burgerașul, care mie mi se pare mai mic decât cel de la KFC. Are mai puține grame, dar e din vită, care, din câte știu eu, e Angus și românească. Ok, să vedem dacă asta îl va propulsa. Să începem cu cartofii. Pentru prețul ăsta primești cartofi prăjiți în ulei de alune și cu coajă. Și sunt mai grosuți față de restul. Chiar e un cartof baban. În interior au o textură super pufoasă, de norișor, dar mi se pare că au foarte puțină sare. Ceea ce e un lucru bun sau rău, depinde cum o vezi. Și acum hai să vedem burgerul. Chiar sunt curioasă cum arată carnea de vită, care e super lăudată. La prima vedere... arată interesant. Ceea ce vezi acum este cel mai ieftin burger de vită de la ei. Miroase foarte bine, e un pic strivit, dar pâinea pare super pufoasă. Hai să vedem ce conține. Avem ketchup, muștar, ceapă și carnea. Mi se pare că primești destul de multă carne pentru prețul lui și hai să vedem ce gust are. Pâinea asta e foarte interesantă. Wow! Analizez. O să spun ceva controversat, dar cred că pâinica asta e una dintre cele mai bune din fast food. E super, super pufoasă, un pic dulcică, are un gust foarte bun de unt, ouă, are puține ingrediente, dar per total toate sunt bune. Facem ceva diferit de data asta, gustă și tu din burger și din cartofi și dăm nota la 3 împreună. Mă rog, vidruțelor, cred că sunt gata să dau o notă. Ok, la 3, da? 1, 2, 3, 9! Asta înseamnă că Friday cu 205 grame trece pe locul 3. Wow, ce luptă strânsă. Momentan avem Luca în locul 1, KFC și Friday. Am așa un feeling că o să fie răsturnat tot clasamentul. Hello, hello, Vidra Fashionist aici. Andrada m-a lăsat să vă arăt această rețetă senzațională de maxim 15 lei. Pentru că dacă eu pot face, pot și tu, dragă. În primul rând, ai nevoie de un bol din ăsta, măricel, cât să-ți încapă tot banii în el. Vă începem foarte ușor, punând apă călduță în bol, un vârf de sare, ca să-i dăm gust și spice, precum viața noastră. Și pentru că suntem niște dulcici, 2 lingurițe de zahăr. Și acum amesteci. 2 lingurițe de drojdie, ca să iasă pufoase, precum... căciula ta? Da. Și pentru că toți vrem un posterior de invidiat, o să pun 3 linguri de iaurt grecesc pentru că are mai multe proteine. 2 linguri de ulei de măsline. Poți face aluatul de mână, dar dacă vrei să-ți păstrezi unghiuțele sau degetelele fine, eu prefer robotul. Și acum ceva la care nu te așteptai, făină. Asta ca să vezi că poți face pâinică bună, ieftină și rapidă la tine acasă. Până se dospește aluatul,
patul, hai să vezi cine mai răstoarnă clasamentul. La Subway am făcut o nebunie și am luat un sandwich peste care am pus ceva extra cărnos ca să iasă de 15 lei. Am făcut așa o șustă. Arată interesant. Pun sandwichul pe cântar. Doar după gramaj are șanse să răstoarne câțiva din clasament. Așa arată sandwichul. Hai să vezi ce combinație am făcut. Am ales pâine cu miere și ovăz, salată, roșii castraveți, sos chipotle și sandwichul ăsta venea cu șuncă și peperoni, peste care noi am adăugat baconul ăsta frumos. 3 cărnuri în 15 lei, nu? Exact. Seamănă destul de mult cu o pizza carnivora cu extra salată, dar gustul cărnurilor se amestecă așa între ele. O să-i dau nota 8,4 și a cântărit 229 de grame. Ceea ce înseamnă că nu intră în clasament din cauza notei. Mă întreb ce-și cumpără cineva într-un Audi Q5 de la Mac. Sunt sigură că are combinații bune. O stai, poți să aud ce comandă. O să spionez un pic. 2 Mac Combo Fresh, ambele mari. Există Mac Combo mare, cred că știe el ce face. Și un combo hamburger cu cartof. A luat numai combo-uri, băiatul. Dacă nu ia și un desert degeaba. Oh my god, și-a mai luat un Mac Combo. 4 Mac Combo-uri, 4. Cine dă mai mult? Cine dă mai mult? Bună ziua, vă ascult. Bună ziua, mă poți ajuta, te rog, cu o combinație de maxim 15 lei? 15 lei? Da. Ce ați dori să aveți 15 lei? Mi-ar plăcea ceva cu vită. Ceva cu vită? Ați dorit și cartofi sau băutură? Nu neapărat. Nu neapărat. În regulă, un moment, vă rog. La 15 lei de vită pot să vă dau dublu cheeseburger sau Big Mac sau hamburger, cheeseburger. Sau dacă vreți să încercați combo fresh cu hamburger și aveți cartofi sau suc. Depinde dacă vreți ceva mai mare sau ceva mai mic. Mi-ar plăcea ceva mai mare, asta e sigur. Da, păi atunci pot să vă dau Big Mac. Ok, sună super. E perfect, da? Oh my god, 10 din 10, ce dulceață. M-am simțit așa ajutată. Știi deja ce am comandat? Hai să vedem câte grame are. Spune-mi, tu primești un burger care arată așa de bine? Sau doar Mac-ul nostru știe ce face? Chiar sunt curioasă, dar scrie-ne ce părere ai tu de Mac-urile de lângă tine. Nu știu ce să simt de cantitatea asta. O să vedem gustul. Prima chiflă cu susan pe ziua de azi. În interior, niciun sos, ceapă. Aici sunt sosurile cu castraveți, muraș și salată. Da. Următorul nivel, carne, ceapă, salată, brânză, sos. Avem foarte mult sos aici. Trebuie să vezi textura pâinii. Dorme. Nu degeaba, e cel mai popular burger de la Mac. Chiar e un burger cinstit și destul de mare. O să-i dau nota 9,3. Și cantitatea? Ca să vedem dacă intră în clasament. 218 grame. Asta înseamnă că McDonald's trece locul 3 din cauza notei. Carrefour și Profi, hai să vedem ce găsești bun la ei. Am găsit ceva super șmecher. Și avem foarte multe combinații pe care le putem face. Mai am 1 leu și 10 bani disponibil și vreau să văd dacă mai găsim ceva. Carrefour versus Profi. Iar la Carrefour am găsit o variantă super fancy și la Profi ceva exotic. Simt că am avut foarte multe variante, chiar sunt curioasă cine câștigă. La Carrefour am luat un sandwich bagel cu somon și avocado. Wow, are chiar foarte mult somon. Dedesubt avem capere, avocado și roșii cherry și cremă de brânză. E un sandwich cu ingrediente destul de scumpe la un preț, zic eu, chiar accesibil. Dar acum hai să vedem dacă e bun. E fresh și ușor acrișor de la capere, iar somonul e super bun. Și la Profi avem două produse, un smoothie exotic și un sandwich. Și smoothie-ul se numește Why Not. Conține așa, ananas, banane, cocos, mango și lămâie verde. Și totul presat la rece. Mă întreb cineva câștigând dacă Profi sau Carrefour. Miroase foarte bine ananas. Un pic acrișor și o aromă foarte, foarte bună de ananas. Chiar cum sandwich-ul. Avem pâine albă, un sos care cred că e maioneză, un sos verde și puțină carne. Carnea e un pic cam sărată pentru gustul meu, iar sosul nu prea se simte. Nu? Notă pentru Carrefour. 9,6 vidre de aur. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Notă pentru Profi. Pot să le dau notă separat. Pentru smoothie, vidre de diamant, nota 10. Iar pentru sandwich, 6. Asta înseamnă nota 8 per total. 180 de grame Carrefour și 255 Profi. Asta înseamnă că Profi trece mai departe în clasament. Carrefour a avut o cantitate foarte mică, dar a fost foarte bun. A fost super, super bun. Să revenim la rețeta noastră. O să începem cu ceapă și nouă nu ne e frică să tăiem una. Mamă, cât de rea a fost! Să revenim! O să o pun la foc medium. Puțin ulei de măsline.
cât tigaia se încinge, eu voi tăia feliuțe subțirele acest piept de pui. Simt că ți-a foc tigaia. Nu este adevărat. Este fundidea. Este foarte încinsă, ceea ce înseamnă că este momentul perfect să punem ceapa. Cum adaug carnea în tigaie, pentru că ceapa s-a rumenit. Și stai să vezi ce condimente fashion voi folosi. Îmi voi tăia legumele, mai exact ardei roșu, ardei galben și o roșiuță. Cum adaug legumele pentru fibre, ca să digeri foarte ușor și să nu te doară burticile, așa cum spune Andrada. Îi pun capacul să se gătească și mai doar 2 pași până ce ești gata cu rețeta. După vezi ce mănânci la Lidl cu 15 lei. Primul pas, când puiul e aproape gata, îl condimentez. Iar acum voi adăuga fulgi de chili. Ingredientul meu secret pentru care ar trebui să mă plătești să ți-l spun, dar eu o să ți-l spun pentru că ești dulce. Piper cu lămâie. Îi dă o notă mediteraneană genială. Și pentru o notă ușor smoky, paprika afumată. Amestești totul foarte bine. Uite ce culori vibrante. Asta da mâncare fashion. Sunetul ăsta ne spune că aluatul e gata. Și o să vezi ce minunăție vei face cu el. Pornim focul pe mare, fără să ai nimic în tigaie. Întinzi foarte bine făina pe blazul de lucru. Iei o bucățică de aluat, pui peste făină, formezi într-o biluță și acum timp. O pui foarte repede în tigaia încinsă. O întorci atunci când face bule și ești gata. Cum hai la Lidl să vezi ce mănânci acolo. Crezi că el va învârti tot clasamentul? Lidl e unul din competitorii grei și mereu găsim ceva super bun și la preț ok aici. Găsi ceva super proteic și cu ingrediente super bune. Și o garnitură. Deja două elemente. Și eu zic că avem bani și de desert, o să vedem. Deci nu cred că ești pregătit pentru Lidl, unde am făcut o masă destul de mare cu desert. De la secțiunea patiserie am luat un rulou și o chiflă, pe care o să vezi cu ce o combinăm. Avem aici chifteluțe din pui cu amestec mediteranean. Iar ingredientele sunt super bune, 95% carne de pui. Și proteinele din semințe de in. Nu știu cum au reușit să facă asta la sub 15 lei. Și schema va fi așa: pâine cu cereale și chifteluță. Ok. Pup. Nu mă așteptam să muși din ambele în același timp. Pâinea e bună, chiftelele au super multă carne și îmi place cum sunt condimentate așa fresh și mediteranean. Sunt super bune și nu foarte uleioase. Iar acum să ne delectăm cu un desert. Dacă îi dai notă mare lui Lidl, iese pe loc întâi și răstoarnă pe toți. O să vedem. Așa arată desertul nostru, melcișor, vanilie și stafide. Eu zic că e crocant. Nu cred. A fost și crocant. Vă ce am zis, aluatul e super bun pentru prețul lui, are multe stafide și budinca e gustoasă. Ciocâtă. Efectiv șocată. Spune-ne notă și gramaj. O să-i dau vidră de aur. 9,5. E super bună. Și cantitatea? 337 de grame. Ceea ce înseamnă că Lidl ia locul întâi. Ești o dulceață ca ai stat. Până la final, apasă pe acest video care sigur îți va plăcea. Vidră out.